doar două. Ne-a menționat Dumnezeu dacă le enumărăm pe toate săptămâni dimineața. Dar merită să aducem o discuție faptul că vom avea autostradă în Moldova și avem acest lucru pentru că avem un guvern performant PSD. Ne dorim în continuare să avem un guvern care și-a îndreptat atenția spre Moldova și atunci când a construit spitalul regional de la Iași și putem face, când a început în această perioadă construcția, putem face acest lucru cu un rezultat bun, de aceea intrăm pe Botoșineni să voteze colegii. Nu știu dacă suntem 8 plus 1, dar suntem putem fi mai mulți decât de parcă, da? Facem selecție. Colegi cu care mă mândresc și pe care îi susțin cu toată inima și intrăm pe Botoșineni să îi susțină de asemenea, așa cum au făcut-o la alegerile locale atunci când ne-au dat un consiliu cu care vom face lucruri frumoase pentru Botoșani. În al doilea rând, aș vrea să profit de ocazie că suntem astăzi la începutul campaniei electorale și să lansez în discuție un referendum local pentru Botoșani, prin care să-i consult dacă mergem mai departe cu acțiunea pe care am trebuit să o pun acum, atunci când am inițiat o hotărâre de consiliu local pentru chiria și scandalagii din centrul istoric și am evacuat aceste demersuri la început. Și iată că doamna avocat, care este pe lista candidaților, la domnului Iftimie, ne-a blocat temporar această acțiune. Și atunci vin în fața botoșenilor, au văzut că este o discuție și la București, cu un referendum local pe teme importante, prin care să consultăm dacă mergem mai departe sau nu cu această acțiune. Eu sunt determinat, dacă voi avea sprijinul botoșenilor, voi merge până la capăt și putem face acest lucru cu un referendum local, așa cum am zis, dacă ne încadrăm în calendar sau cu o consultare pe care o putem face într-o modalitate mai largă, cu ajutorul colegilor mei, o consultare telefonică prin care să vedem ce-și doresc botoșenenii legat de această acțiune importantă și de interes pentru municipiul Botoșani. Voi comunica zilele următoare care dintre cele două variante va fi aleasă pentru a întreba pe botoșeneni. Mergem mai departe cu evacuarea chiriașilor scandalagii din centru istoric, vă susțineți în acest demers sau susțineți demersul doamnei avocat a domnului Iftimie. O să formulăm întrebarea în așa fel încât răspunsul să fie fără echivoc, este doar o idee pe care o lansez astăzi, cam așa văd lucrurile pentru a ne lămuri. La care dintre cele trei runde ați dori să inserați referendum local? Am văzut că la București este discuția cu turul 1 pentru prezidențiale. Nu știu dacă este posibil și ne încadrăm cu calendarul pentru organizarea acestui referendum local, nemai vorbind și de eventuale costuri care trebuie să luate în discuție. Dar cel mai important este răspunsul pe care îl vor da botoșenenii în ceea ce privește această direcție pe care am inițiat-o și care în acest moment este suspendată. Da, dumneavoastră ați întâlnit vreun botoșenean care se opună evacuării chiriașilor, acceptându-i pe cei direct vizați? Am primit mesaje de susținere în această direcție, dar nu a fost făcută într-un mod mai larg, doar câteva mesaje sporadnice, empiric și am văzut și această acțiune prin care a fost blocat demersul nostru și dacă Partidul Național Liberal cu domnul Iftimie, care are resurse aproape nelimitate, își propune să blocheze acest demers al nostru, e bine să știu care este sprijinul botoșenilor în această direcție.